Salut! În noaptea asta vreau să trimit un mail muzei mele sau catalizatorului meu, doamna Ramona Tifea, să mai dau ceva de gândit. Că are cu ce, spre deosebire de alți salariați. Este a doua oară când mă impresionează, m-a plăcut. Vedeți mail-ul care l-am primit la doamna. În mod standard, primesc că fac o reclamație, că așa sunt eu cu gura mare. Răspunsul primăriei îl văd pe site, declinare competență. Fac altă reclamație. Declinare competență înțeleg, dar în folosul cui? Ce face funcționarul standard al primăriei? Taci. Alt răspuns standard. Rezolvat intern. Bun, întreb. Cum? Ce face funcționarul standard al primăriei? Taci. Alt răspuns standard. Rezolvat favorabil. Eu întreb iarăși. Cum? Ce face funcționarul standard al primăriei? Taci. E, doamna Ramona Tifrea, e o excepție. Am mai pomenit de dânsa în solicitarea numărul 2013 și în însemnarea 872 loc pe care. Și de-aia am afișat și mail-ul primit la dânsa, care este perfect, normal, așa cum ar trebui să-l dea orice funcționar normal, de dânsa excepția. A, ca să nu știu ea în cap acum, am observat de făcut. La mail, în mod normal, jos, îți trece și numele tău. Atât. Se poate remedia asta. Reamintesc. Nu am mașină, mi-a expirat și carnetul de conducere. Deci sunt complet dezinteresat de problemă. Însă o privesc din punct de vedere civic. Sau, ca să spun, fac o parodie la legea 571 din 2004 privitoare la actul de avertizare publică. Asta e adresată numai salariaților, dar mă bag și eu printre ei așa. Că fac o avertizare publică. Ce spune acolo articolul 4? Că ăsta care o face, principiul responsabilității, conform căreia oricare persoană care semnalează încălcări ale legii, este datoare să susțină reclamația cu date și indicii privind faptele săvârșite. Pe asta fac. Cu toate că sunt pe lângă lege. Încă o dată aia se adresează funcționarilor. Dar încep cu antescriptum. Am uitat să spun în însemnarea trecută, aia înainte, 874, că am dat eu acolo o soluție că se îndreaptă lucrurile în România când o să înceapă curățenia de jos în sus. Dar am uitat să zic un amănunt. Prognoza mea, 4-5 generații. Asta e, mai repede nu se poate. Noi în 50 de ani n-am priceput ce e la comunism. A, am priceput. Că la CAP nu furi de la CAP. Îți iei un avans din retribuție. La fel și în fabrică. Nu furi din fabrică. Folosești trunchiul care e al tău, că e proprietate comună. Folosești materialele care sunt ale tale, că sunt proprietate comună. Scoți un cioboc. Ei, acum trebuie, suntem ca un pendul. Ne-am dat mult în stânga, acum trebuie să ajungem în dreapta. Întâi trebuie să trecem prin poziția de echilibru, nu sar peste noapte. Nu mai știu care Marx sau Engels a zis treaba asta. Dar e adevărat, o revoluție socială se face într-o noapte. Una culturală durează generații. Păi, suntem în situația asta. Deci așteptăm. Bun. Și vreau să dezvolt subiectul ăsta, care a pornit de la o bubuluză roșie, parcă taiurea. Dacă te uiți în codul ăsta circulației, spune acolo un lucru. Drumul public e deschis circulații publice. Punct. Nu parcărilor publice. Circulații publice.
Asta presupune că eu pot să circul din bordura de dreapta până în bordura de stânga. Să circul. Ori aici, în primăria Brașov, nu numai aici, dar peste tot. S-a considerat pe undeva că toți șoferii se teleportează. Însă, dintr-un motiv oarecare, nu vor să renunțe la mașini. Și atunci primăria, pe bună dreptate, a zis, băi, să facem niște parcări, că n-au ăștia unde să țină mașina. Și mai lăsăm așa o mică potecuță, pe unde se poate să se iasă eventual, dacă vor, dar ei nu prea vor, fiindcă ei se teleportează. Adică au schimbat caracterul drumului public. Au voie? Păi tot în decretul ăla zice așa, autoritățile publice locale, respectiv primăria, are voie să facă modificări, în apropierea unităților de învățământ, piețe, târguri, spitale, precum și în zone cu risc sporit de accidente. Păi ăștia au făcut în tot orașul parcări. Au un băiat deștept, am măsurat câți metri liniari de trotuar sunt, am împărțit la patru și a zis, mă, atâta parcări facem. Punct. Iar pentru doamna cu buburuța roșie, tot în cod, e articolul 92, ce pedepsi cu închisoare de la 3 luni la 2 ani, să aducă atingere dreptului la liberă circulație a celorlalți participanți la trafic. Auziți, domnul inspector, buburuța roșie exact atinge dreptul de circulație. Că poate nu v-ați uitat în decret. Nici eu nu m-am uitat, că l-am citit pe o diagonală așa. Că, cum am mai zis, n-am treabă cu el. Nu garantez de ce am postat eu acolo, din cauza că încă sunt neclare treburile. Ar trebui să lămuri cu poliția, ca lumea. Ce mai zice în decret acolo? Că n-ai voie să te oprești unde vizibilitatea e redusă de 50 de metri și la 5 metri de intersecție. Păi au ținut cont de treaba asta când au fixat unde sunt locurile de parcare? Nu. Trotuarele la ora actuală sunt tivite cu mașini, inclusiv intersecțiile. E un pericol ca să ieși de pe o străduță laterală. Nu vezi din cauza mașinilor. S-a gândit cineva la treaba asta? Că totuși, reamintesc, este un drum public care deschid circulații publice. S-a mers pe ideea lui Udrea, Cocoșet și cu Udrea. Trage niște dunci pe asfalt și la bani. Mă apare o problemă. Dacă cel care a închiriat locul de parcare pleacă de acolo, ridică o stănoagă. Dacă locuri de parcare sunt pe stânga și pe dreapta, rezultă că se reduce drumul public, care de teoretic este rezervat circulații publice, cu 2 metri. Cu ce drept? Dacă toți sunt la capitolul ăsta, că eu ca așa, pe așa cu pensionare ăștia, că eu ca vaca prin porumb, cu ideile. S-au făcut niște treburi. Înainte de trecerile de pieton, s-au pus niște săritori. Foarte logic. Sunt unii tâmpiți care o calcă pe coadă. Și atunci, rezolvarea, toate mașinile din Brașov sar capra peste săritorile alea. S-a gândit cineva că astea străgezesc amortizoarele? Cam cât costă săritorile astea, care trebuie, sunt adresate unui număr limitat de tâmpiți. Deci este altă metodă, fraților, ca să nu-i afecteze pe lanț. Că le creează probleme la ceilalți. Bun. Dar la alta care este din, cred, din obiectul de activitate a acestui birou.
Am observat în oraș, sunt mașini care sunt prevăzute cu niște rampe pentru handicapați. Am văzut niște articole în care rezultă că ăsta sau nu funcționează, sau șoferii nu știu să le folosească. S-a gândit cineva mai departe? Da, e o obligație luată la nivel UE. Dar obligația asta luată la nivel UE nu este făcută cu scopul ca să crească banii care câștigă firmele care fac mașini. E făcută cu scopul ca acest handicapat motor să poată deplasa mai ușor. E, la acest aspect. Acum sunt niște mașini de astea care circulă prin oraș care au această facilitate. Dar poate să fie folosită de cel care le-a destinat? Păi nu prea. Tot în legat de asta, dacă s-ar apuca cineva și ar demonta toată fierătania asta de pe o mașină, păi să... un morman. Bun, cât costă o mașină fără fierătania asta? Mai puțin. Bun, dacă adun toate mormanele astea, pe umpli câteva autobuze, care rezultatul să plimbă prin oraș ca să plimbe mormanele astea. Mai plătești și șofer. Cum se putea rezolva? Păi dacă se gândea cineva mai departe la spiritul acestei legi, nu la litera ei. Brașov este plin de asistați sociali. Ce te împiedică să-i împarți pe ăștia în două schimburi, pe ăștia care sunt în parametri fizic, și să-i plantezi în fiecare stație din asta? Și așteaptă când vine handicapatul, îl ia frumos pe sus și îl urcă mașina. Și dă un SMS, vezi că la stația cu tare coboară un handicapat. Ia-l! Iar dacă se face un calcul mai îngro, ce economie se făcea dacă se achiziționau autobuze de astea fără trapele astea, rampele astea, o să iasă o sumă mare. Păi cu suma asta mare puteau fi cumpărate niște papa mobile, parcate la primărie. Când un handicapat vrea să plece de acasă, dă un SMS, luați-mă! Și venea papa mobilul și lua pe ăsta și ducea unde trebuie. Tare mie că ieșea mai ieftin. S-a gândit cineva la treaba asta? Nu. Ce zice UE? Să avem rampe. Avem rampe, chestii lor. Dar s-a rezolvat treaba? Nu. Contează? Nu. Interesant ce spun, nu? Și de gândit. Dar nu trebuie să vă uitați în gura mea. Un pensionar, dar nu cu capul. Doamne, în încheiere, încă o dată, felicitări pentru modul cum vă comportați. Nu vă schimbați. Cu toate că sunteți excepție la ora actuală. Regula, restul de 300, cum zicea unul Oreste, funcționarul public te scuipă din priviri, cel puțin, dacă nu și înscris. Ca să nu zic că pe mulți nu-i duce capul, deloc. Cu una sau două însemnări înainte, e un link, documentele mele, uitați-vă acolo de sus până jos, că te crucești. Printre altele am observat că funcționarii primăriei nu se prezintă. Și, de fapt, și în live, când i-am văzut, au ecusonul l-a întors pe dos. Și atunci am propus o soluție. Pe spatele ecusonului să fie trecut. Eu sunt întâmpit. Și sunt convins că atunci toți funcționarii primăriei o să aibă grijă ca să nu se întoarcă ecusonul. Am făcut propunerea asta. Răspunsul distinției funcționare, că ar fi cazul să fiu decent, să nu-mi permit să insult funcționarii. Ea n-a înțeles ce am spus eu. Asta e. Toate bune. Vă salut. Pe doamna Ramona Tifrea.
Normal. Iar Păilans, că faceți parte din colectiv. Toate bune, încă o dată. Am fost scurt, 15 minute. Am chestiuni arzătoare la ordinea zilei.